Ziarul Ba și aș vrea să vă iau un interviu, dacă sunteți de acord. Câți ani aveți și de unde veniți? 57 de ani și sunt din Botoșani. A câta ediție e când participați? A 4-a sau a 5-a, cam așa. A 5-a, cred că. Cu ce v-ați prezentat astăzi? Dați am păpuși îmbrăcate național, am babadoi, chiar le zic eu, am țărani care lucrează la bătător și moșul prietenii. Am păpuși artizanale, am mărțișoare, ești broșe, nuci mai nu acolo, nuci îmbrăcate, am pesac, dansatori. Cât durează să faceți o astfel de Durează. Asta cred că mi-a luat două zile, astea. Să fac greu, să coasă cu mâna, uitați, toate e făcut de mână, tot e natural. O și o pinică e tot din piele, tot din natural. De unde ai această pasiune pentru meșteșugării? Păi, cred că din copilărie mă atrage, dar mai târziu am început, când am ieșit la pensie. Ce sunteți de meserie? Am fost confecționier, acum sunt pensionar. Credeți că o să meargă vânzările față de anul trecut? Nu știu, prima zi mai greu, după aia mai merge. Prima zi greu, mai greu. Copilul, lumea încă nu știe. Mai târziu ies copiii la școală, mai la serviciu. Să meargă, am trecut, o mers bine. Face și anul ăsta. Mulțumim frumos! După ce...